V-a plăcut orchestra? Arginților sunt aplauzele dumneavoastră, să știți. Și credeți-mă pe cuvânt, aduc lucrurile cel mai rar și cel mai frumos. Aduc bucurie. Și credeți-mă că o fac cu sinceritate, cu multă trudă, pentru că în spatele unei evoluții chiar de câteva minute stau multe ore de muncă. Că veni vorba de muncă, vorbim de îndrumători, că veni vorba de prieteni, vorbim de prietenie și de omenie, că veni vorba de colegi de scenă, vorbim de o moldoveancă cu nume ales așa, ca să se arate că e de aici și mă bucur că sunt băcăoani care se mândresc cu calitatea de a fi băcăoan. Gabriela Comăneci, o voce de aur a Moldovei, o colegă pe care o cunosc și o recunosc ca atare, pentru că este o profesionistă în adevăratul sens al cuvântului, un cântăreț adevărat, pentru că, dincolo de calitățile umane, pedagogice, de soție, pe care nu le cunosc, le știe bărbatul, știu că este aici, este clarinetist, mi-a fost coleg la ansamblu Busuiocu. Dincolo de tot ceea ce v-am spus, calitatea de cântăreț este cea care primează pentru mine când vine vorba de un coleg de scenă. Este un cântăreț în adevăratul sens al cuvântului, pentru că știe să cânte. Și cântă frumos. Și știu că publicul o iubește. Și îngăduiți-mi să vă cer ca în nume personal să aplaudați așa cum eu nu pot să o fac, pentru că am în dreapta microfonul și în stânga cea mai bună voce a băcăoanilor. Gabriela Comăneci. Colegă, mamă, soție și mă bucur că și prietenă. Și dacă îmi dai voie să fac o mărturisire pe care am făcut-o aseară când a cântat Vanc, vin în fața publicului și prezint ce urmează. Dați-mi voie, atât dumneavoastră cât tu, să-mi dați voie să vă prezint și vouă publicul frumos din Târgu Ocna. Bună seara și bine v-am găsit! După așa o prezentare, sincer, nu mai am ce să spun, decât că am bucuria și mândria de a cânta astăzi alături de taraful Casei de Cultură din Târgu Ocna și alături de fetele mele, așa cum îmi place mie să spun, alături de elevele mele pe care vi le-am adus în fața dumneavoastră cu mare bucurie și cu mare drag și sunt încrezătoare pentru că, cu siguranță, veți mai auzi de ele. O piesă de grup împreună cu ele, alături de taraf, după care o să ne vedem puțin mai târziu cu un recital, bineînțeles, alături de taraful Târgu Ocna.
după fete, așteptăm băieții. Am dat băieților ce a trebuit, adică fete. Și acum dăm fetelor ce trebuie, adică băieți. Invităm în scenă Făgărașii, un grup care se numesc Haiducii, aici de la Târgu Ocna. Sunt conduși, nu știu cum, dar cred că mai mult au ca profesor pe domnul Gheorghe Culiuc și vor cânta Lin pe Lin, Mărire la nunta ta, Constantine, Constantine. Și cred că cu timpul vor învăța și imnul orașului Târgu Ocna. Și că veni vorba de această localitate absolut superbă, de pe Valea Trotușului, un oraș stațiune. Vreau să mulțumesc și să felicit în nume personal Primăria și Consiliul Local Târgu Ocna pentru inițiativa de a forma acest grup minunat, Orchestra Casei de Cultură Târgu Ocna, de a aduce pe scenă muguri de tezauri care să ducă mai departe valorile în care credem atât noi cât și dumneavoastră. Să-i urmărim și dacă considerați că trebuie încurajați, aplaudați-i, dacă nu răsplătiți-i cu aplauzele dumneavoastră, pentru că își doresc să știe că le suntem alături. Succes! Aproape de microfon, sub ele acolo, nu se aude.